Filmul documentar promovează castrul roman de la Porolisum și are o durată de aproximativ 52 de minute. Joi, de la ora 8 seara, vom lansa filmul documentar realizat în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene, un film documentar care promovează, de fapt, castrul roman de la Porolisum. Acest film a fost realizat are o durată de aproximativ 52 de minute. Va rula pentru prima oară în mod oficial joi de la ora 8 la Casa Municipală de Cultură. Intrarea va fi evident gratuită și așteptăm pe toți cei care doresc să învețe ceva nou despre castru, dar și să se bucure practic de acest material de promovare care este unic din câte știm noi pe județul Sălaj. Filmul a intrat în programul festivalului ca o noutate pentru a trezi interesul despre istoria castrului roman. O altă noutate adusă în cadrul festivalului este organizarea unei conferințe interdisciplinare denumită Siturile arheologice din România între valoarea istorică și dezvoltare economică. Conferința va avea loc mâine de la ora 15 la Primăria Zalău și vor participa lectori universitari care provin din diverse domenii, arheologi și oameni care lucrează în domeniul culturii și al promovării proiectelor culturale. Restul programului se va desfășura ca și în anii trecuți.